Renunțarea completă la pâine este o alegere pe care mulți oameni o fac din diverse motive, inclusiv pentru sănătatea lor. Fie că este vorba despre eliminarea carbohidraților rafinați, reducerea inflamației sau gestionarea intoleranței alimentare, absența pâinii din dieta noastră poate avea numeroase efecte asupra organismului. Iată ce se întâmplă în corpul tău atunci când decizi să elimini complet pâinea din alimentația ta. Pâinea este o sursă importantă de carbohidrați care furnizează corpului energie imediată. Atunci când renunți la pâine complet, este posibil să observi inițial o scădere a nivelului de energie, deoarece organismul tău trebuie să se adapteze la obținerea energiei din alte surse. Renunțarea la pâine poate duce la o reducere a aportului caloric, ceea ce ar putea susține pierderea în greutate în anumite situații. Cu toate acestea, acest lucru depinde și de alte aspecte ale dietei și stilului de viață. Pentru unii oameni, consumul excesiv de pâine poate contribui la inflamație în corp, datorită glutenului sau altor ingrediente din compoziție. Renunțarea la pâine poate reduce nivelul inflamației pentru aceste persoane, îmbunătățind astfel starea generală de sănătate și reducând riscul unor afecțiuni inflamatorii cronice. Pâinea, în special, variantele albe și prelucrate, poate avea un impact semnificativ asupra nivelului de zahăr din sânge, datorită conținutului ridicat de carbohidrați rafinați. Pâinea poate fi o sursă importantă de nutrienți, cum ar fi fibrele, vitaminele și mineralele. Renunțarea completă la pâine ar putea duce la o scădere a aportului acestor substanțe nutritive în dietă, dacă nu sunt luate măsuri pentru a le obține din alte surse alimentare. Pentru unele persoane, renunțarea la pâine poate îmbunătăți simptomele digestive, cum ar fi balonarea sau disconfortul abdominal. În concluzie, renunțarea completă la pâine poate avea diverse efecte asupra sănătății și a corpului, iar acestea pot varia în funcție de fiecare individ. Este important să consulți un specialist în nutriție sau un medic înainte de a face schimbări semnificative în dieta ta și să te asiguri că obții toți nutrienții de care ai nevoie din alte surse alimentare. Relatează realitatea.net.